Ați dat enter la Spacebar, unde săptămâna servim shoturi de jocuri la rece pentru toți butonatorii în zevraj. Săptămâna asta avem prospăciuni despre un Elden Ring în pas de Chartaș, sequel-uri interlope, console ce costă cât Burj Khalifa, și nu mă refer la price spike-ul PS5-ului, după care vedem ce joc screme cerebelul marinat în mescalină al lui Justin Roiland, plus două remake-uri la legende gameriste, și încheiem cu obișnuita recomandare de titluri ce escaladat toate topurile Twitch-ului. Deci hai să punem niște breaking news-uri la bong pentru o supradoză de Gamer News. Când credeam că nu există butonator mai OP ca tuberculul de canapea ciocătat Super Mario în 10 minute legat la ochi, aflu că o zeiță a șoarecului pe nume Miss Mica îl face să pară mai noob ca Dani Mocanu la tabla mulțirii. După ce profesionista pixelului o speedrunuit Elden Ring cu o singură mână și probabil 3-4 tiruri de coca în sinus, she goes even more batshit încercând să finalizeze jocul controlându-l numai din dancepad. Acum no, titlurile From Soft îs faimoase pentru bolunzii ce le butonează cu blenderul, mașina de spălat rufe, urna în care odihnește străbunica, basically orice electrocasnic a fost folosite ca să-l transforme pe Great Wolf Sif în shaorma de Shanghai. Dar cum toate necesitau măcar un deget opozabil, tentativa tipei de a găta Elden Ring numai din joc de gleznă pare și mai zeludă, considerând dificultatea fracturatoare de tastaturi a jocului. În ultima vreme am tot văzut că în industria gamingului se învârt prețuri ce l-ar face pe Bezos să se înnece cu dildo spațial. De la cărți Pokémon, ce valorează cât 3 continente jumate, tranzacții de Immortal, ce l-ar falimenta pe Smaug, remake-ul la Last of Us, ce m-a lăsat în pană de rinic pentru ea 70 de euro, mai nou, tot mai mulți gameri îs dispuși să verese tot mai mult cash în hobby, deci n-ar trebui să mă surprindă vestea că o altă barabulă de beci vinde absolut toate consolele scoase vreodată. Și tot îmi culeg mandibula din bocanci la astronomicul preț de 984.000 de euro. Adică sfinte căcat sterlin. Am înțeles de ce un devorator de Doberman ar posti de la Poodle pentru un sticker cu Pikachu. Am înțeles și de ce balenele își transformă contul bancar în belu pentru bălăria lui Blizzard. Da, who in the bitch fuck ar amaneta Chișinău pentru Misty Mountain-ul ăsta de console? Or fi absolut toate rigurile scoase vreodată. Da, cum din astea 99.9% îs abominații ala Virtual Boy, Jaguar sau 32X, nimeni n-o să bombardeze bancomate ca să butoneze numai PlayStation, Nintendo sau, you know, 1% din consolele care nu-s bune numai la testat pârlitorul. Și cum vorbim de tot hardware-ul produs în ultimii 50 de ani, singurii old schooler ce și-ar dezmoșteni urmașii numai pentru nostalgia value au devenit de mult fertilizant de ferici. După breaking news-uri mai bolunde ca o posteală de bulbazar scatofili, trebuie să bag și una mai optimistă. Cum franciza Mafia nu de mult o sărbătorit 20 de ani, Hangar 13 o ales perfect momentul pentru a anunța developmentul la un titlu nou din seria asta seculară. Veste ce n-ar trebui să surprindă pe nimeni. Doar joacele Mafia au fost tot timpul top of the line. O alternativă mult mai story-driven la GTA, mult mai dramatico-cinematice ca Saints Row, cu personaje ce se ridică lejer la complexitatea unui Red Dead Redemption, dintre toate joacele astea ce merg pe Thug Life, magnum opusul lui Hangar 13 e among the best. Din păcate, nu știm prea multe despre setting-ul sau premisa ultimei părți. Da, cum fiecare titlu precedent o încercat să prezinte cariera de Nuțu Cămătaru dintr-un unghi nou și o perioadă diferită, îs chiar curios cum o să abordeze ultima parte premisa după headshot-urile interbelice din Mafia 2 sau șuțuierile șaptezeciste pe ritm de Beach Boys din Mafia 3. Acum că am dat groapă la toate shoturile de știri gameriste, revenim cu rocket launcher-ul la oile noastre ca să punem pleoapa pe High on Life. Și dacă nu te-o convins titlul sau grafica de umorul mai prăjit ca mine când îi promoți la prenadez, atunci faptul că jocul e scremut de creatorii lui Rick and Morty garantează poante atât de halucinogenice că ar transforma cerebel de Snoop Dogg în colivă cu primul frame. Selling humans as drugs. You're the only one that can stop them. You realize we're gonna have to take out the entire alien drug cartel. I know, dacă ești fan Rick and Morty, ai recunoaște oricând vocea de babuin cu bronșită și boșele în blender. Îi vorba oficât de Justin Roiland, care nu-i doar creatorul serialului, dar e și a fucking awesome voice actor. Cu o singură silabă definește mai bine conceptul virgin pe viață ca toată discografia lui Fuego, portretizând numai din coarda vocală un personaj ce n-ar putea combina nici cea mai nifomană păpușă gonflabilă. Serios, voice acting-ul mi s-a părut tot timpul una din cele mai tari calități a serialului. Mugetele lui Morty, portretizând perfect toate frustrările de pubertar în călduri, râgâielile alcoolice al lui Rick, spura ambrozie auditivă și oricând îl aud pe Jerry, îmi vine să iau monitorul la Beach Slap până mă leagă pentru violență domestică. Deci faptul că jocul vine cu aceeași actorie excelentă mă face de amuz să-l pun în wishlist mai iute ca un porn pong produs de FromSoft. Și pompa de penis vorbitoare folosită pe post de Carpați garantează umor la fel de vete, fake, random, irreverent, aka my kind of roughly mau. Hey, why are you squeezing me so tight? How about a little dinner first and some bubble bath maybe first?
mai bine aș mozolie un hidralisc cu halitoză. Că toate armele par ceva ce aș găsi în olița lui Pazuzu dacă o las să fermenteze câteva miledii. Și asta se pune ca laudă pentru arsenalul ce se diferențiază briciac de toate shotgun-urile, AG-urile și BFG-urile de FPS generic. În primul rând, me gusta la max că armele îs biomecanice și nu doar mecanice. Venind cu tone de detalii mărunte pe parte de mișcări, tweak-uri de antene, squish-uri de membrane, toate demonstrând cu câtă atenție s-o bibilit fiecare item ca să rezulte ceva chiar OG în ce privește arsenalul de shooter clasic. Da, clar, cirașa din vârful muntelui de mescalină îs expresiile ce mă bag în rofl în mao până dau de petrol. Fiecare deagle drogat vine cu expresii ce-l fac pe Bugs Bunny să pară o piatră de mormânt. De la castravetele Ciocuș la scoba RuPaul, toate muianurile demne de delirium tremensului Del Toro înfracturează diafragma cu facial animation-ul water fucking awesome. And last but not least, avem voice acting-ul absolut fantastic specific Rick and Morty, rezultând ceva neimaginit în genul FPS. Pentru prima dată putem vorbi de arsenal cu personalitate proprie. Cei mai personaj principal ca personajul principal. Deci, numai aspectul și vocile armelor mă fac să-l pun în topul celor mai fruity fresh shootere pe care am pus pleoapa în ultimul deceniu. Da, dincolo de art style, atacurile și mecanicile sunt la fel de OG ca design-ul, scoțând pe țavă mai mult LOL la foc automat ca un rap battle între Guybrush Threepwood și Eric Cartman. Look at us! Blasting away! Oh yeah! That's one of my children! They die fast! Don't worry! It's easy to make more! Ok, înainte să mă întreb cum se procrează lețeul lui Jar Jar Binks și să gata episodul la terapie intensivă, trebuie să vărs încă o cisternă de zăbale pe atacurile incredibil de diverse, dinamice and OFK, funny as a grand motherfucker. Adică ați văzut cu ce strumf turbat trage uterul de xenomorf siliconat, când fucking muniția unui adieu travestit generează mai mult LOL ca toate sezoanele Rick and Morty pe toată cânepa din Calea Lactee, nu mai trebuie să zic cât îmi clocotește curiozitatea să văd fiecare mecanică a fiecare arme. For flop's sake, cum să nu-mi palpite portofelul când și o brișcă clasică de shooter e mai funny ca un maraton fail army pe fentanyl. Hey there, I'm knifey. Stab, stab, yes, more, I need more stabbing. Gata, nu mai trebuie să văd ce-o găsit Captain Caveman la ultima colonoscopie ca să mă conving de umorul Balls to the Walls bolund din High on Life. Acum, na, greu să fiu obiectiv când Rick and Morty e one of my favorite animations. Mă rog, eu și 99% din populația Terrei. Doar orice posesor de pupile și deținător de timpane își perfurează plămânii la glumele uber-vulgare și non-PC in the best way possible sau expresiile lobotomiste cu priviri conci, rânzete de Pennywise paraplegic, elemente reproduse mirific în High on Life, doar nu îl fac aceiași oameni. Numai prin arsenalul pe cât de OG, pe atât de lolist, arme merita optul rezervat joacelor la care, obiectiv vorbind, trebuie să le recunosc awesomeness-ul. Dar cum subiectiv îs fanboy cu acte în regulă, îi dau un nouă ca ceasul și îl aștept cu pușculița în poziția misionarului pe când apare în decembrie 2022. Următorul trailer e Layers of Fears, un joc despre care aș vrea să zic că știu mai multe ca să n-aprind aragazul cu diploma de gamer. Doar primele părți rămân some of the best horror games pe care nu le-am jucat niciodată din pur motiv de gustibus. Ce să fac? Am tot zis că nu m-au prins niciodată ororile în care poți numai să fugi și să te ascunzi, precum un Scooby-Doo cu scolioză, în care singura armă e scute cu marinat la ultimul jumpscare și personajul e la fel de badass ca o capră miotonică în moarte clinică. Cum am preferat tot timpul ororile mai alerte, mai action-packed, mai... N-am pus pleoapa pe primele Layers of Fear. Păcat pe care vreau să-l spovedesc cu remake slash semi-sort of sequel-ul ăsta. Nu din cauza că aș fi nu știu ce fanboy, dar na, era dat cu Unreal Engine 5. Și cum aș băga și un Assassin's Creed spermezeu dacă era dat cu motorul ăsta grafic, cred că The Time has finally come să intru fără protecție în universul Layers of Fear. What is left of it now? Now I see it. I will never be like one of his paintings. Da, ce, s-a scris Jigsaw la arte plastice? Că nici albumul de la nunta lui Norman Bates n-ar avea vederi mai freaky ca toate picturile alea. Măcar atâta știu și eu din primele Layers of Fear. Că premiza se leagă în mare parte de tablourile pe care le descoperi pe parcurs, interacțiunea cu ele, felul în care personifică conflictele interne ale personajului, chestii ce convinc din start că ăsta e joc, ce merge la greu pe art style, sensuri subliminale, metafore și mesaje multilayer. Deci, oricât aș fi de noob, am ginit destule playthroughs ca să mă prind că narativ și vizual, Layers of Fear se șterge la Swamp Ass cu Outlast, Alien Isolation sau alte stealth-uri horror. În special când ultima parte e blagoslovită cu cel mai țapăn motor grafic din istoria pupilei, reușind mult mai bine ca primele părți să facă dreptate stilului suprarealist prin locații pe cât de otherworldly, pe atât de irl, lumini, în același timp lifelike și dreamlike, clar ultima parte reușește să evidențieze mult mai nice stilul abstract specific francizei, deci numai din motive grafice I'm willing to give it a shot. Imprisoned in this house. I know what must be done.
Știu, și eu vreau să-mi crească un ficat nou, da? Nu e în fiecare zi ajung Crăciunului. Și când văd locațiile ce ar face un coșmar de-a lui Kruger să pară visul umed al lui Sailor Moon, cred că am eu mai multe șanse să reversez ciroza decât să scape tipul din bordelul lui Babadook. Pentru un joc horror nu se poate laudă mai bună. Și chiar dacă asta e prima teroare gameristă pe care o văd randată cu engine-ul ăsta, trebuie să recunosc că Unreal fits like a glove pe genul horror. Locațiile duc zburlitul de floci la un cu totul alt nivel prin umbrele incredibil de profunde, lighting effects-urile difuze ce fac întunericul persistent să fie și mai ominous și reflecțiile, omul fă Dumnezeu, veci n-am prins joc horror în care luminile se lucească atât de realist pe fiecare pixel ca să admir până-mi necrozează nervul optic felul în care lucesc toate zalele din lanțuri, toți stropii de umiditate, contrastul între realismul grafic și suprarealismul premisei, rezultând by far the best looking horror game ever made. Yep, vizual vorbind, imposibil să nu fiu curios de Layers of Fears. În special am că am consolă capabilă să stoarcă fiecare strop de epicness din Unreal Engine 5. Acum, pe parte de poveste, nu sunt chiar atât de convins. Nu doar din cauza că știu exact fuck all despre lore-ul francizei, dar nu m-am prea prins ce se vrea exact ultima parte. Ba promite un remake la primele Layers of Fear, cu grafică și mai pârlitoare de ploapă, ba strecoară elemente narrative noi. Deci ar kind of funcționa, știi, ca sequel. Poate fi eu cel mai fomis devorator de aracet, dar încă nu știu la ce să mă aștept de la poveste. Dar cel mai probabil o să fie la fel de abstractă ca în primele părți. Și cum am zis mai devreme că prefer premisele mai down to earth și ușor de dibuit a unui Resident Evil sau Dead Space, nu știu cât o să mă prindă Layers of Fears cu toate metaforele și mesajele subliminale, care obiectiv vorbind îs într-adevăr awesome chiar dacă nu s-o lipit niciodată de mine. Și din ce dă de înțeles trailerul, avem același stealth horror, aka a walking simulator, cu exact zero mecanici de gameplay în afară de a apasă W până sfistuiești birou. Deci recunosc că 100% subiectiv aici. Grafic arată dumnezeic, dar gameplay and story-wise am rămas cu aceeași impresie ca la primele Layers of Fear. În concluzie, nu-i pot da mai mult de 7 în catalogul personal. Awesome game pentru fanii subgenului, just not for me, oricât de țapâni ar fi motorul grafic. Și mai greu să fiu obiectiv în ce privește ultimul trailer. Doar e vorba de un titlu ce mi-a pus poplire pe pubertate. În Golden Age aventurilor LucasArts, poftindu-mi la fel de BDSM pușculița, când l-o remake-uit Telltale Games în 2007. Nu, nu-i vorba de Monkey Island ca să nu-mi transform iar dozatorul în pocket pussy, ci de Sam & Max, cel mai funny titlu LucasArts, după Monkey Island, cu un excelent sequel episodic. Ce-o propulsat Telltale în panteonul dumnezeilor adventure, patru pezii psihopați, nu-s lăsați prea mult la hibernat, primind și ei de PS5 treatment într-un remaster ce o să-mi bage iar copilul interior în impotență infantilă. I like it already. This feels oddly familiar. Și exact de-aia o să atac portofelul cu aspiratorul pe când apare jocul, chiar dacă știu povestea mai pe de rost ca propria alcoolimie. Că avem același voice acting, țâță de smilodon, muzica ce parodiază briciag, soundtrack-ul cliché de film noir, personajele is just as bad shit și umorul la fel de pastilos, cele mai awesome elemente ale seriei revin în formă și mai, well, you know what, blacostovite acum cu poligoane și mai crisp, mișcări mai fluide, plus contururile pronunțate, ce merg mult mai miezos pe filul comic bookist specific Sam & Max. Adică na, înainte de LucasArts, personajele și-au făcut apariția în comic sursele din 87 al lui Steve Purcell. And so far, remake-ul reușește cel mai bine să le omagieze originea prin cromatica mult mai lush and vibrant. Numai intro-ul m-a făcut să-mi dau seama cât de spălăcite erau culorile în titlurile Telltale, cât de blurate texturile și inexistente efectele de lumină. All in all, un upgrade vizual de care nici nu știam că era nevoie până am văzut comparația în trailer. Lamont and Wallace, you're here. Sam and Max, actually. Whatever. Help us, Sam and Max. Can you believe we get paid for this? Dude, eu am fost plătit să flegmez joace în timp ce consum mai mult spirit ca trei spitale județene. I can imagine shittier ways to earn a sarma. Deși n-am ce dejecții corporale să vărs pe Sam & Max, că dincolo de aspectul mult mai sharp and polished, o să ne carbonizăm iar neuronii cu combinații de inventar ce ar da lui Geralt PTSD, dialogul fracturează la fel de multe diafragme, locațiile ar face fabrica lui Wonka să pară latrina lui Lolek și Bolek și pe principiu, if it ain't broke, don't fix it, Skunk Ape Games păstrează gameplay-ul super smooth, interfața imersivă, adăugând doar Sky Quality of Life tweaks ca să fluidizezi interacțiunea cu environmentul și restul personajelor. When you love what you do, it doesn't even feel like work. Our journey to the dark side has just begun. We're here to put a stop to your evil scheme. There ain't no place safe. Chiar briciag să văd că revin aceleași personaje, aceleași situații și locații, deși înțeleg de ce tocmai asta ar face mulți fani să strângă din nuci. Dincolo de tweak-urile vizuale și butonatoare, povestea e aceeași ca în Sam & Max Save the World and Beyond Space and Time. Și cum ăsta îi totuși a heavily story-driven adventure game, gameplay-ul nu e chiar atât de divers ca să combine groupies numai cu quality of life tweaks. Deci dacă știi cap-coadă povestea și în cea mai catatonică cum alcoolică, înțeleg de ce nu mai vrea să vezi aceeași chestie fără nimica nou, sau de ce nu te combină gameplay-ul când deja cunoști
soluție la fiecare puzzle, rezultând mai mult roman interactiv pentru toți cunoscătorii serii. FFS, nici pentru mine nu știu dacă ajunge numai grafica pentru un joc bazat mostly pe puzzle-uri, când am tot walkthrough gravat în cerebel. Sau câte diafragme mai pot fisura poantele când le știu la toate punchline-uri. But hey, dacă n-ai asmuțit vreodată șoarecul pe vreun Sam & Max, remake-ul îi dă perfect starting point ca să începi odiseea prin lore-ul ăsta lobotomist la modul cel mai mirific. Gee, I got so wrapped up in the story, I forgot to think of a plan. He could make... Okay, don't scream this time. TBH, oricât de familiar ar fi cu povestea, chiar mișto că Scan Cape nu lasă să crape franciza. Adică na, măcar încearcă să familiarizeze necunoscătorii LucasArts cu bolunzenile Sam & Max. Tentativă ce merită salutată chiar și de fanii ce ar putea flegma xeroxarea narrativă. Cei doi sociopați de la răsărit arată better than ever, s-au întrecut și voice acting-ul o să orgasmeze și mai multe timpane. Cu sistemul 3D audio highly underrated al lui PS5 și îs chiar curios cum point and click-ul clasic o să simuleze pe haptic feedback-ul uber immersive al lui DualSense. Acum nu știu dacă ăstea-s motive să-l mai cumpăr încă o dată. Deci, din păcate, nu-i pot da mai mult de 7. Dar pentru oricine descoperă cu retine virgine bolunzenile Sam & Max, aș zice că remake-ul merită un 8 and beyond ca un excelent adventure game de sine stătător. Cum în ultima vreme am tot recomandat titluri ce flambează toate routerele Twitch-ului și, cum mai nou, toate joacele gratis alu Epic ar trimite Recycle Bin la spălătorul stomacale, cred că renunț for good la joacele Mocha ca să ginesc în continuare ce mai butonează butonatorii. De data asta e vorba de Tiny King, care chiar dacă n-are popularitatea unui Cult of the Lamb sau Tower of Fantasy, o a reușit să-și găsească nișa lui printre iubitorii de platformere mai cute ca o zacuscă de Looney Tunes piperată cu flori de Baby Yoda. Și cum mă înscriu cu brioșe și cravată de pionier în categoria asta, nu-i de mirare că jocul s-o lipit de mine mai crunt ca fundul buzii la ultima mahmureală. Grafica e charming AF, cu o combinație de 2D hand-drawn și 3D simplist, ce merge perfect pe stilul light-hearted, fun, upbeat și alte sinonime pe care spre cop să le mai caut în română. Pe alocuri, stilul aduce a Cult of the Lamb, deși personajele din Tiny King mi se par mult mai mișto detaliate, cu trăsături mai bine definite și pe parte 3D, mișcările de cameră sunt mult mai naturale, urmăresc mai bine personajul fără să zoomeze aiurea, deci chiar dacă cultul Mioriței îl întrece la popularitate, personal prefer grafica din Tiny King, în special când ajung la asul din mâneca jocului, și anume, well, the Tinykins. Pokemonii corciți cu Care Bears după un 69 cu niște munchkins de Narnia, minionii ăia vin cu atâta cuteness că fac Disneyland să pară Auschwitz. Ok, trebuie să back up a bit ca să explic scopul cărăbușilor coxați. În timpul explorărilor, semi-sort of open-worldish, colecționez tot felul de șoboli gonorei și struțococalari din ăstea. Think Overlord meets Ren and Stimpy, pe care îi poți folosi în surprinzător de multe moduri. Unii se transformă în platformă ca să te ajute la jump and run, alții bombardează obstacole, scară iteme, transportă electricitate într-un puzzle system neașteptat de bine. Deci nu doar că avem cuteness cu carul, dar gameplay-ul chiar putea proaspăt, bazându-și toate mecanicile pe minionii miopi. Trebuie să știi ce specimen să folosești, când, cum și în funcție de ce context, rezultând puzzle-uri ce reușesc să rămână challenging, fără să frustreze sau să devină repetitive. Ajută și setting-ul semi-sort of open world. Nu, n-avem world map de Witcher 3, doar niște niveluri non-liniare pe care le poți explora din orice unghi posibil. Cu destule power-ups, goodies and collectible items, cât să mai pluseze la play time-ul relativ redus. Asta e probabil singura hiba jocului. Poate fi gătat lejer în vreo 5 ore, deci nu știu dacă-și chiar merită ăia 20 de euro de pe Steam. Deși dacă chiar vrei să farmezi fiecare fărâmă de loot, probabil mai poți stoarce câteva ceasuri. Deci, practic, timpul în care ai gătat depinde de playstyle-ul fiecărui butonator, diversitate ce a propulsat jocul în toate topurile Twitch-ului, la fel de iute ca grafica extrem de lovable, stilul upbeat sau mecanicile mult mai complexe decât te aștepta la așa titlu semi-sort of really indie. Acum na, game time-ul e într-adevăr de demo și nu de fully developed game, deci nu-i pot da 8-ul rezervat produselor ceva mai AAA, dar tot se ridică peste nivel cu un 7 bine meritat. Pentru personajele mei adoptate ca toți puradeii purecosului din Stray, jump and run-urile light-hearted ce fac Rayman să pară limbo, plus atmosfera de Saturday morning cartoon, chiar dacă durează exact cât un Saturday morning cartoon. Și cu asta am dat quit la Spacebar episode 5-8, până la următorul vă zic GG, well played și spor la format frag-uri.